Nota 5 folosită până acum ca barem la raportările inspectoratelor școlare către Ministerul Educației a fost înlocuită cu nota 7. Este pentru prima dată când Ministerul raportează rezultatele elevilor la nota 7 și nu la nota 5 ca până în prezent. Școlile vor fi monitorizate dacă au avut rezultatele sub nota 7 la simularea din februarie a elevilor de clasa a 8-a. Acestea vor fi supravegheate pentru a duce la îndeplinire planurile de intervenție propuse. În document li se recomandă școlilor ore de pregătire suplimentară diferențiat cu atenție deosebită direcționată către elevii care nu au obținut nota 7. De precizat ar fi faptul că la evaluarea națională nu există promovabilitate, fiind o evaluare a competențelor absolvenților a 9 ani de școală. Evaluarea națională nu este condiția de intrare la liceu, elevii putând ajunge la liceu și fără acest examen, totuși acesta stabilind o ierarhie pentru repartizarea la liceu pe baza opțiunilor elevilor. Nota 7 pentru intervențiile remediale în școli ar fi fost decisă de Ministerul Educației în mod arbitrar, fără vreo explicație. Ministrul Educației a declarat că școlile cu o medie a rezultatelor sub 7 la simularea evaluării naționale 2024 vor avea un plan dedicat de intervenție care va fi monitorizat prin procesul de inspecție. Deca nu a fost nici întrebată și nici nu a spus din proprie inițiativă de ce avem acest prag și nu altul.